13 și 10 minute aici la Radio Românul, la programul 3 ore pentru toate, astăzi, 8 martie, și după ce am fost pe străzile din, dacă nu mă înșel, era uh, pe aici, prin Alcala, Cris, am fost în Maramure și am fost în București. Acum vom merge în Tenerife, pentru că suntem în legătură directă acum cu Reihan Chiazim. Să româna! Bună ziua! După, după ani și ani, când ne-am cunoscut, oare în urmă cu câți ani, pe vremuri când am mers uh, cu un consulat itinerant acolo în Tenerife? E, dacă nu greșesc, sunt uh, 12 ani Aici. de când ne cunoaștem. Auci, 12 ani de când, așa, dar te rog frumos să spui, să le spun, spui ascultătoarelor noastre astăzi și celor care mai stau și ascultă și nu sunt la capitolul ascultătoare sau ascultători, de câți ani trăiești în Tenerife? <coughs> în Tenerife sunt de, am ajuns în 2002, că sunt 22 de ani, <laughs> Iar ca, ca să le explic ascultătorilor, având numele acesta Reham Chiazim, ești de origine din România, din zona Constanța? Da, din Constanța. Sunt de naționalitate tătară. Tătăroaică, așa. Sunt tătari Și ca lumea să înțeleagă că tătarii nu vin numai cu sabia și omoară pe Pă, toată exact. lumea. Exact. Dar spune te rog frumos... Ce ai lăsat în urmă în Constanța și ai ajuns în Tenerife? În primul rând, cum ai ales? Cum ai zis? Bun, doar pentru că era și mare, și într-o parte, și partea cealaltă ocean, sau a fost altă alegerea? Nu. Deci, când eram în Constanța, lucram ca educatoare, soțul meu a venit cu o ofertă de muncă și mi-a propus să vin și eu să încercăm altceva. Uh, e, a ieșit? Și a ieșit, și -a ieșit de, de fapt, acum câțiva ani mi-am scos, mi-am renovat sau mi-am scos un titlu de Tehnic Superior de Educație Infantilă okay. și Integrare Socială. Deci merg tot pe acolo. <laughs> și. Și sí. sí. spunem te frumos bun. Uh, uh, care a fost diferența pe care ai simțit-o în momentul în care ați ajuns în, în Occident, în Spania, față de ce era Constanța atunci? Ok, când am ajuns, uh, pf, diferența a fost destul de mare. E, te, vezi, uh, te vezi ca nu ești nimeni, nu ești nimeni. trebuie să iei de la zero. E, te simți puțin deplasat pentru că nu știi pe unde să iei uh -huh. mm, și cam asta. <laughs> și uh, te-ai implicat după aceea în viața, în aceeași specialitate acolo. Dacă am înțeles bine, acum uh, lucrezi în Crucea Roșie și te ocupi de? E, sunt într-un proiect de migrație. Hm? Am uh, Actual lucrez cu opt, uh, opt elevi uh -huh. uh, vulnerabili vulnerabili, încercăm să-i să, -i, să -i integrăm un pic în, în, în viața de Spania, nu? Este Pentru vorba de este, din este vorba de minori care vin din Africa, nu? Cei care traversează, da. da. Prin ce da. trec? Îți povestesc ei cu siguranță, niciunul nu a plecat de foarte bine din țara respectivă no. din Africa, nu? Nu, no, nu. No. Sunt niște experiențe destul de de, de impactante. Mulți fug de, 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 o viață foarte grea sau abusuri, multe, multe, nu, nu vreau să intru chiar în tot. Nu trebuie să dai detalii ca de, nume și așa mai de, parte, da. De bine nu vin și au, e, e, ce îmi povestesc e foarte, foarte trist. Și... Pentru, te înțeleg, trebuie să fie greu, fiind și mamă, având și copii de-a lungul timpului, pentru ei a fost o o schimbare totală, un noroc fantastic să trăiască, să lase Constanța și să trăiască în Tenerife, să trăiască în Spania pentru copiii voștri? E, copiii mei, fetele mele, în acest caz, s-au născut aici. N-am ce să-ți spun de, 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 de asta. Gândesc cu totul și cu totul altfel. E, încerc să. Dacă sunt aici. Încerc să mențin obiceiurile și tradițiile românești și tătărești mm -hmm. e, ca ele să, să nu piardă și să, să, să știe tot despre ce, de unde venim noi. Bun, dar spunem, apropo de tradiții, pentru că tot unii spuneau că ar fi o tradiție că femeia să stea și bărbatul să dicteze și femeia să facă tot și bărbatul să dea ordine. Nu știu, acum să spun că nu cunosc exact dacă este era și în. în între cei tătari, exista același lucru care exista și în România, care l-au reclamat de multe ori doamnele, domnișoarele, această superioritate a bărbaților? Da, da. Deci, și în cazul meu am crescut în, în, în modul ăsta de primul, trebuie servit bărbatul, femeia trebuie să, să facă de mâncare, femeia trebuie să facă totul, nu? Iar aici eu am schimbat sau ne-am schimbat amândoi și și am zis să împărțim totul egal. Foarte bine, până. Am tăiat, până... Am, tăiat, am tăiat tradiția asta. Foarte bine, ați câștigat ca femei, ai câștigat ca femeie o egalitate pe care toate femeile o merită, nu? Da, da, corect. Da. Spunem, dacă uh, vezi în jurul tău, mai cunoști evident România, ai mai avut de a face cu români Că sunteți destul de mult și în Canare, peste tot uh, sunt uh, destul de mulți români uh, își, își transportă mentalitățile, să spunem, din România și le adaptează după aceea cum ai făcut tu Sau uh, le păstrează tradițiile din România, se strâng într-un grup și spunem, uh, facem Tot am spus ea de văscăuți, facem ce făceam în văscăuți de fiecare dată? Da, da, cunosc am un grup de prieteni și de multe ori ne, ne reunim și facem totul ca în România. Bun, dar nu zic că da. mă, mă refer la mentalități, la obișnuințele da. cum erau acasă, le, le aduc și acolo. Da, da, pe cei care îi cunosc, eu da. da. Mulți au rămas uh, uh, fideli, uh, ce făceau și în România. Da, spune-te rog frumos atunci, uh, pentru că ai două fete. Vorbeam ceva mai devreme cu o doamnă uh, politician uh, din România care are un băiat și a zis că ei ar fi frică să aibă fete, uh, pentru că ar fi mai complicat. Uh, este complicat să fii mamă de fete? Câți ani au? Au 14 și 17. Oh. Complicat um, complicat este, <laughs> dar uh, mă descurc. Bine. pentru că pentru că spuneam spuneam vorbeam și cu doamna subprefect din Maramureș care în continuare România este prima țară la nivel european ca număr de minore care dau viață altor copii, ajung la 10-11 ani să aibă copii îi Abandonează, evident, 90% dintre cazuri sunt copii abandonați. Apoi sunt tot felul de, de cazuri de sex neprotejat sau ne, ne, fără să fie acordul cuiva, de minori care fac acest lucru. Este un subiect tabu în tabu. relația mamă fete? Nu. No, no, noi vorbim foarte deschis despre toate posibilitățile astea. Încerc ele acum sunt centrate în, în sport și, și să studieze. Nu, nu gândesc că, că trebuie să aibă o, o pereche acum, nu? Cu vârsta asta, cu 14-17 ani, aici e ceva normal? Să ai o, 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 un prieten? Scuză-mă, când, când, no? când aveai 14 ani, îți spuneau părinții, trebuie unde ți prietenul? Nu cred. Nu, nu, nu cred. La 14, 14 ani încă mă jucam cu fața locului. Exact. Exact. Deci, deci, este o schimbare fantastică, nu? Pentru toți românii care ajung să trăiască să-și vadă de viață în Occident, este o schimbare fantastică și de mentalitate și de ai observat cumva o schimbare în ultima vreme, să spunem uh, politicieni că de ăștia, ăștia ne strică viața de multe ori, care vor altceva vor întoarcerea în timp și înapoi la. Uh, Vorba aceea, normala violență în familie, că doar de ce nu? Că o palmă ce strică să-i dai nevestei, nu? Ziceau câte unii. Da. E... S-a schimbat. Pentru mine e totul altceva. Altceva. Și atunci violența o văd, o văd rău de tot. După atâția ani, atâți ani de Spania, ce le-ai recomanda? româncelor care să spunem, acum vin în Spania. Ce le-ai recomanda? Cum le spune de la femeie la femeie? Ca și cum uitându-te la camera video acum și te văd, te vor vedea toate ascultătoarele noastre, ce le recomanda din experiența pe care o ai tu de atâția ani în, trăind în Occident? Uh, din experiența mea, uh, eu, acum, în momentul de față, m-aș gândi bine înainte de a pleca din țară. Pentru că s-au schimbat Ia. lucrurile și în țară, evident, da? S-au schimbat exact, evident. Să fiu foarte atentă cu cine și cu cine mă relaționez. Să aibă multă grijă, nu? Cu cine vorbim și ce ne oferă. Am cunoscut și fete care au venit cu o concepție foarte greșită m-aș gândi foarte bine. În plus, în plus spunem dacă fiind mamă a două fete, a fost pentru tine, nu știu, un, pentru că foarte mulți români când vin... Noi aici la radio vorbim lucrurilor, spunem lucrurilor pe nume, nu evităm subiecte pentru vai, vai, cum să vorbești despre așa ceva. Și explicație, dacă una dintre fete, să spunem, ar veni mâine și s-ar prezenta să spună, uite, iubita mea, ce ai spune, Doamne ferește, nu, du-te și caută-ți un bărbat? Sau ai zice, Ok, e decizia ta, e te iubesc și ești fica mea. Ce le-ai ce spune? Ea uh, spune dacă ești fericită, tot înainte. Deci, mulți români ar avea de învățat, iată, de la, de la uh, mame, de la mame, să învețe acest lucru, pentru că viața, viața oricui înseamnă să fii fericit. Da? Și apoi... Exact. Ce să stai să te uiți că îi place cățel sau îi place pisică. De ce îți place să te uiți dacă, vai, dacă îi place bărbat sau îi place femeie? Mm. E fericită persoana înainte. Deci, Tot înainte. Exact ca, ca mamă, cum ai spus. Deci dacă una dintre fiice ar zice mâine mă iubesc pe această domnișoară, ai zice ok, să fii fericită, da? Ok, ok, ok. De, de astfel vorbim foarte mult. Cea mare are 17 ani și mă întrebă, îți place un băiat, îți place o fată. De moment nu-mi place nimeni, dar nu e, ar fi o problemă. Tot înainte. Pentru, Pentru că asta mine... trebuie să învețe, cum spuneam întotdeauna românii, că am trecut de vremurile alea în care statul își băga nasul în patul fiecăruia și vecinii la fel și că nu te poate vizita, nu știu, pe tine să spunem la un moment dat, nu te putea vizita o fată sau un băiat, că una, două vecinele știau evident de la parter, o -o, au s-a dus la asta la etajul nu știu care și <sus> țineau evidența. Bun, deci spui că merită, merită schimbarea asta de mentalitate, te face mai fericită, mai liniștită, și ai învățat să te bucuri de viață? E, da, și mă simt mai liberă. Așa, pe scurt, mă simt liberă uh, cu. mă simt mai liberă. Ca să, ca să înțeleagă lumea că, pe lângă faptul că ești din, din minoritatea aceasta tătară, deci care are o altă. Uh, o altă concepție. Exact concepție, poate uh -huh. și mai strictă decât Ortodoxa, ori, probabil, no, nu mai... știu. Probabil, mult mai, strictă, mult mai, mai strictă. strictă, uite, deci de două lucruri ai reușit să treci, de restricțiile religioase tătare, după aceea ortodoxe, și să te gândești că, pe primul loc, viața e mai importantă decât niște restricții de astea apuse de sute de ani, probabil mii de ani, pe vremuri când cineva scria pe acolo, voi de la dreapta la stânga, dacă nu mă înșel, scriu tătarii, nu? Exact. Ai vezi? Unii scriu de la dreapta la stânga, alții de la stânga la dreapta, și iată că tot omul este chemat să decidă ce vrea în viață, da? Da, pentru că suntem, suntem real, nu suntem perfecti și atunci trebuie să mergem. Să mergem, hmm. să mergem mai departe, evident, mai și important departe. este, cum spuneam, să fim să fim fericiți. Reihang, Chiazim. Româncă, că insule canare de 20 ceva de ani în Spania. Îți mulțumesc din suflet, mă bucur că după atâția și atâția ani ne revedem în, în, în direct aici la Radio Românul și să fii fericită, să fiți fericiți, să ai parte de două fete superbe și fericite și uh, sănătate multă și ne mai auzim cu siguranță. Mulțumesc, Mulțumesc frumos că aș să prin ocazia asta, că mi-ai mi dat ocazia asta așa de minunată dacă pot să felicit toate femeile din lume okay. și în special pe mama mea okay. toate femeile din viața ta și îți mulțumesc din suflet pentru, pentru surpriza care mi-ai dat-o. Așa, teoretic, să spunem, tehnologic și florile acestea ți le ofer și ție la distanță, că nu poți zbura acum până în nisule Canare, unde e cald și frumos, că la mine era zăpadă dimineață. Așa că mulțumesc frumos și uh, o distracție cât mai plăcută. Și eu, eu tot timpul am spus în radio și în programul acesta că mi-aș dori să nu mai fie doar ziua de 8 martie. În fiecare zi să ai parte de astfel de bucurii, de surprize și fiecare zi să te bucuri de, de uh, soare, de vreme, de cei pe care iubești alături și să iubești pe cine vrei. Mulțumesc frumos! Exact. Mulțumesc frumos, Ciprian! O zi bună! La fel!